Iar dintre toate deliciile din această lume, nu am nicio problemă. Zero problemă, cum se spune, să o aleg pe cea mai bună. Evident, este vorba despre gogoșile Darcy. Gogoșile Darcy? Darcy face cele mai bune gogoși din univers și sunt de mai multe tipuri. Spune-ne, te rog, spune-ne. Gogoși glazurate. Gogoși cu cremă. Gogoși cu ciocolată. Dublu. Gogoși cu scorțișoară. Gogoși cu caramel. Gogoși cu zahăr pudră. Vom reveni la emisiunea lui Eddie Gourmand, Lumea Mâncării, imediat după această reclamă pentru... Reclamă pentru gogoșile Darcy! Reclamă pentru gogoșile Darcy! Altceva, nu gogoșile Darcy! Ce păcat! Speram că va fi o reclamă pentru gogoșile Darcy! Știi, există mari șanse să primim și noi în curând asemenea gogoși. Azi e ziua mea și fiindcă toți prietenii mei știu că eu ador gogoșile Darcy, sper că unul dintre ei îmi va trimite o cutie. Ai bătut? Da. Ai vreo veste de la prietenii tăi șoricei de la fabrica de gogoși Darcy? Vino să-ți șoptesc. Grozav. Se pare că a sosit poștașul. Vai, mă întreb ce i-o fi aducând lui John. Oh, domnule poștaș! Bună ziua, domnule Arbuckle! La mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră! E grozav că avem aceeași zi de naștere. Astfel, e mai ușor să nu uit pe-a dumneavoastră. Așadar, am aici... stați, trebuie să fac mai întâi ceva. La mulți ani lui John, la mulți ani lui John. Să nu calci pe la birou, să te bucuri de cadou. La mulți ani lui John. Iată cadoul. Mulțumesc, domnule poștaș, la mulți ani și dumneavoastră. Sper că e ceea ce cred eu că e. Și sper că cineva nu le va înfuleca înaintea mea. E grozav, e o cutie întreagă de gogoși, Darcy. Repede, deschide-o. În fine. În ordine, dragii mei, calmați-vă. Nu voi fi lacom. Bine, iau eu gogoșile, iar tu, Odi, primești cutia. Vă voi da fiecăruia câte o gogoașă. Una. E ziua mea de naștere, restul sunt ale mele. Și le voi păstra până după ce iau prânzul. Una! O înfulecăm. Gogoașa, mâncarea absolut perfectă a naturii.
dar nu mă voi mulțumi doar cu una! Trebuie să primesc încă o gogoașă Darcy! Trebuie să primesc încă o gogoașă Darcy! De preferat pe toate! Nu, nu e o faptă rea să iau toate gogoșile primite de John de ziua lui și îți voi spune de ce mai târziu. Acum am nevoie de inspirație. Gogoașă cu cremă de ciocolată. Gogoașă umplută cu zmeură. Gogoașă umplută cu lămâie. Gogoașă umplută cu anșoa. Gogoașă umplută cu căpșune. Trebuie să fac rost de niște gogoși. Asta e mai ciudată. E o gogoașă umplută cu mâncare pentru câini. Vin, vin! Mă întreb cine o fi. Un băiețel costumat, dar nu e Halloween. Nu plânge, micuțule, îți aduc ceva dulce. Poftim, n-am găsit bomboane. Îți dau o gogoașă primită de ziua mea. Una? Bine, bine, îți mai dau încă una. Dar atât. Ei bine, patru înfulecate? Andrea. Ziua de naștere, am vrut doar să mănânc niște gogoși Darcy, dar tu le-ai înfulecat pe toate. Ți-am oferit una, dar nu ți-a fost de ajuns. Chiar pe toate le-ai înfulecat. Trebuie să... Domnule Arbuckle, te rog să iei aceste cutii. Aceasta e de la mătușa Ivy, asta de la fratele tău, asta e de la Liz, iar asta e de la părinții tăi. Vezi, băiete? Din acest motiv am înfulecat toate gogoșile lui John. Prietenii lui Squeak de la brutărie i-au spus, iar el mi-a transmis că... Toți prietenii lui John au comandat gogoși pentru el. În toate aceste cutii sunt gogoși Darcy? Așa se pare. Asta e de la Vito. Cred că sunt gogoși cu pizza. Iată o cutie de la fata aia, Angie, din Australia. Gata, astea sunt toate. Dacă mă scuzi, trebuie să mă așez undeva. Sau să cad undeva, sau... Acum presupun că întrebarea e cum vom mânca toate aceste gogoși înainte de a se strica. Pot să vă ajut? Uite, am mai adus niște cutii cu gogoși. Să le pot mânca pe ale tale. Ei bine, dă-i drumul. Cred că nici Garfield nu le poate mânca pe toate. Eu fac față oricărei provocări. Gogoși cu cremă de smântână și glazură. Gogoși cu arțar. Iată încă o gogoașă cu mâncare pentru câini. Gogoașă cu dovleac. Trebuie să fac ceva.
Gogoașe fără gluten, cu miere condimentată și bucățele de ciocolată pe care le ador. Ce zi de naștere! Am livrat felicitări și colete întreaga zi, iar eu n-am primit nimic. Nu, de ce să-i pese cuiva că e și ziua mea? Sunt doar poștașul. Sunt doar... Puneți o dorință. Garfield, știi ce dorință mi-am pus? Mi-am dorit să treacă o întreagă săptămână fără ca tu să mă necăjești. Ei bine, dorințele nu se adeveresc mereu. La mulți ani pentru mine, la mulți ani pentru mine. Mereu te simți cel mai bine când ai prieten lângă tine. La mulți ani pentru mine, la mulți ani pentru mine. Pentru tine. La mulți ani pentru mine. Foarte bine. Mereu te simți cel mai bine când ai prieten lângă tine. La mulți ani pentru mine.